Lăudați să fie Domnul! Frații și ne bucurăm în seara aceasta că suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. M-am uitat la biserica pe care o aveți acum, e aceeași biserică, dar arată cu totul altfel. Ați făcut lucruri deosebite, știu că nu doar dumneavoastră, ci cu ajutorul lui Dumnezeu ați reușit lucrurile astea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și dacă biserica asta pe interior e nouă, și sufletele noastre și viața noastră să se înnoiască în fiecare zi Amen. și să-L slujim pe Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute! Amen. În seara asta, câteva cuvinte din Sfânta Scriptură din Apocalipsa. Nu o să intru în dezbateri foarte mari, pentru că nu sunt teolog. Îi spuneam lui Cornel, dacă m-ați spune acum să predic despre cadouri, despre proiecte, despre cartofi sau lemne. Cu asta m-am ocupat în ultimele luni de zile, v-aș predica și v zice cazuri și aș fi azi as la asta. Numai că seara asta o să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri care ar trebui să ne dea de gândit fiecare, în fiecare parte. M-am uitat în Sfânta Scriptură când Dumnezeu se adresează bisericilor la cele șapte biserici la care a scris, există un cuvânt care îl adresează Dumnezeu fiecare biserici. Și dacă vă veți uita în capitolul 2 din Apocalipsa, Îngerul Bisericii din Efe scrie și spune acolo câteva cuvinte și la un moment dat în versetul 2 spune așa, știu faptele tale, știu osteniala ta. Uitați-vă la celelalte biserici, dacă ne uităm la versetul 9, știu necazul tău, la versetul 13 din capitolul 2, știu unde locuiești, la versetul 19, știu faptele tale, Ascultați, știe și dragostea noastră, și credința noastră, și slujba pe care o avem, și răbdarea care uneori ne lipsește, și faptele de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Cuvântul ăsta știu, nu lipsește. Uitați-vă în capitolul 3, Biserica din Sardes, despre care vom vorbi câteva cuvinte în seara asta, versetul, versetul 1 din capitolul 3. Știu faptele tale că merge numele că trăiești. Versetul 8 din capitolul 3. Știu faptele tale. Și tot așa, dacă ne uităm la cele șapte biserici, cuvântul ăsta nu lipsește de la nicio biserică. Și știți ce am înțeles eu? Că noi în seara asta suntem în prezența unui Dumnezeu care știe tot ce facem noi. Dumneavoastră credeți asta? Dumnezeu știe lucrurile pe care le facem în biserică, pentru că dacă mă uit la dumneavoastră în momentul ăsta, să știți că sunteți niște oameni pocăiți cu adevărat. Mă uit și la vestimentație, mă uit că stați așa cu minți și ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și aparențele noastre uneori ne înșeală. Dar să știți că dincolo de mine, în seara asta, există un Dumnezeu care pătrunde gândurile noastre, pătrunde viața noastră și ne cunoaște fiecare lucru din viața noastră. Dumnezeu nostru știe faptele noastre. Mai știe ceva Dumnezeu nostru, știe ce suntem noi, știe caracterul nostru. Ați văzut că unii oameni când îi vezi așa, fără să le pui multe întrebări sau fără să le zici ceva, sunt foarte blânzi. Dar ea încearcă să-l supere. Numai o vorbă i-ai spus și n-ai timp să măcar să asimilezi cât îți poate, zice el. Și zice ce? Mergem acasă noi și spunem la cei din familie. păi nu m-am așteptat cum așa. Bă, ce blând era. Da, până îl provoci. Ei, da, în seara asta Dumnezeu ne cunoaște ceea ce suntem noi. Știe ce suntem noi. Știe caracterul nostru. Mai știe ceva Dumnezeu nostru. Știe ce nu știu alții. Dacă toți cei din biserică te știu ca un frate care ești punctual, care te implici în lucrarea lui Dumnezeu, care faci lucrarea lui Dumnezeu, vii la repetiții de cor și toate celelalte, să știți că Dumnezeul nostru cunoaște mai mult decât aparența noastră. Cunoaște mult mai departe decât credem noi. Știe ce nu știu alții. Și mai știe ceva. Că trebuie să recunoaștem că ceea ce facem uneori nu bun. Caracterul nostru trebuie modelat în fiecare zi. Numai soțiile noastre și soții noștri știu cu adevărat cine suntem noi și câte lucruri trebuie să mai dăm la o parte. Mai ascultăm câte o predică la căsătorie, spune, și aici trebuie să mă corectez în familie. Și aici trebuie să mai lucrez, și aici trebuie să mai fac anumite lucruri. Știm, toată viața asta încercăm să ne modelăm. Da, Dumnezeu nostru știe ce facem și avem de corectat aici. Știe ce suntem, știe caracterul nostru și avem de corectat aici. Știe Dumnezeul nostru ceea ce nu știu alții. Și noi știm, suntem conștienți că în fiecare zi trebuie să fim mai buni. Dar Dumnezeul nostru mai știe ceva. Știe și ce putem deveni. Știți că Dumnezeul nostru știe ce putem deveni noi. Dacă te uiți la un om care merge din șanță în șansă, Și ce spunem noi ca și oameni? Pe ăsta nu mai are nicio șansă. Pe ăsta nu mai salvează nimeni. Pe omul ăla care își ia banii și îi duce și îi cheltuie cum nu trebuie, pe alcool sau pe orice altceva, care îi lasă la jocuri de noroc sau în altă parte, când te uiți cu ochii ăștia omenești, ce îi spui, pe ăsta om nu-l mai face nimeni. Pe omul ăla care fură în fiecare zi și în momentul când îl vezi că e la serviciu, nu există lucru care să fie în calea lui și să nu se lege de mâinile lui. Să uită în stânga și în dreapta, nu contează câți camere și când întrebă, băi omule, n-ai luat tu? Nu, omule, nu există așa ceva. Pe omul ăla care îi cu asta, noi ca și oameni spunem așa, pe asta nu mai schimbă nimeni. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu în seara asta știe ce putem deveni noi. Și adică, din oameni răi, noi putem să devenim copii al lui Dumnezeu cu adevărat. Când Iisus Hristos a murit pe cruce, toți cei care îl priveau, spuneau, ai putea, acum ar trebui să te dai jos. Acum ar trebui să faci ceva. Și de ce a rămas Iisus Hristos pe cruce? Pentru că știa că noi vom deveni copiii Lui cu adevărat. vom fi împăcați cu Tatăl. Și noi vom fi mântuiți. Mă uitam zilele trecute la fotografiile de la căsătoria mea. nu -mi venea să cred cum arătam. Eram mult mai slab. Dar n-arătam așa de bine, trebuie să recunosc. Și m-am uitat la soția mea și am întrebat-o, Spune-mi sincer, pentru, pentru ce ai venit după mine? Și ascultați ce răspuns frumos mi-a dat soția mea. Și că am mers după tine pentru că știam ce o să devii. Nu știu cât de reale. Dumneavoastră v-ați căsătorit, v-ați luat soțul sau soția. Probabil că i-ați luat că a știut ce o să devină. Poate mai avem de lucru. Unii din noi am vrea ca soțiile noastre să fie cu mult mai bune și decât noi. Să știm, bă, poate o fi, poate o fi. Da, suntem într-un proces, un proces de schimbare. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu poate schimba viețile noastre. Dumneavoastră credeți asta? Numai că ține și de noi, oameni buni. Dumnezeu știe ce o să devenim, știe ce poate face dintr-un om. Numai că noi trebuie să acceptăm dacă Dumnezeu îți spune astăzi că trebuie să te sfințești, astăzi că trebuie să faci uh, lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Și noi, dacă stăm la o parte și nu facem nimic, Dumnezeu nu are cum. Pentru că dacă tu nu vrei, când e vorba și de mântuire, uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură în faptele apostolilor, oameni, dar spune, mântuiți-vă, adică aveți interes pentru mântuire. Că unii oameni nici nu vor să vină la biserică, nici nu interesează de sufletul lor, nu interesează ce se întâmplă, ei se ocupați cu lucrurile lor. Dumnezeu știe ce o să devenim noi. Ei, mesajul meu din seara asta îl intitulez așa, vremea în care ne mor bisericile. Știți ce vreme e grea pentru biserici? Vremea când moare biserica nu e atunci când a venit pandemia. Poate unii din noi asta am crezut. Nu e momentul când s-a pus lacătul pe ușa bisericii și spune nu mai aveți voie să vă întâlniți, decât 2, 8, 10, cât o fi. Nu! Nu e atunci momentul când se termină cu biserica. Momentul când se termină cu biserica nu e nici atunci când se derămă zidurile astea pe care le renovăm. Nu, nu, nu! Nici atunci nu se termină cu biserica. Pentru că vă aduceți aminte din înaintașii noștri. Erau mulți oameni care au făcut dintr-un loc, dintr-o temniță, dacă putem să spunem așa, din pușcărie. Au făcut casa lui Dumnezeu. Au făcut biserică acolo. Aduceți-vă aminte din Sfânta Scriptură de Pavel și Sila. Unde era în volum? Nu, erau numai ei și erau niște butuci în care aveau puse picioarele. Și din locul ăla s-a făcut biserică, pentru că oamenii ăștia nu s-au uitat la împrejurări, nu s-au uitat la necazul prin care trec. Au spus în felul următor, e momentul să facem slujbă. Nu s-au uitat nici la ceas, pentru că spune Sfânta Scriptură că au trecut cu slujba lor după miezul nopții și oamenii ăștia au făcut slujiri acolo. Nici atunci nu se termină cu biserica. Au fost oameni din și noștri care luau cina prin temniță, care făceau părtășie și în aer liber. Vă aduceți aminte când, în momentul când uh, alții nu aveau libertate și au făcut asta. Biserica nu se, nu se încheie nici atunci, nu se termină cu biserica nici atunci când sunt oameni care ne restricționează. Știți ce spun bătrânii noștri? Cu ușile încuiate și cu perne în geam. Da? Și cu pături. Ca să nu ne audă nimeni. Nu nu sunt încheiat atunci cu biserica. Nu sunt cheie cu biserica, nu moare are biserica nici în momentul când nu mai sunt destui slujitori. Nu, nu, nu. Nici când nu sunt destui cântăreți, nici când lipsesc. Nu atunci se termine cu biserica. Știți când mor bisericile? Bisericile mor în momentul când își pierd mărturia. A venit pandemia asta. Și știți ce au observat? Că noi ca și biserici ar trebui să fim o speranță pentru oamenii care sunt deznădăjduiți. Noi trebuie să aducem nădejde în lumea asta. Dar știți ce am observat? Că foarte mulți oameni, nu au mai fost oameni care să-i salveze pe cei din jur. Ne-am dat și noi la oaltă cu ceilalți când cumpărau toți făină și noi eram la lider. Și spunea, cât un bac să aveți voie. Și noi spuneam, dar știi că s-au auzit că e criză. Când oamenii alergau princolo și încoace și nu mai știu eu ce să facă. Și noi eram cu ochii pironiți la uh, ProTV să vedem ce se mai întâmplă la știri. Și noi eram stresați. Și noi eram cu telefonul în mână. Oare ce-o mai fi? Așa e că s-o și la dumneavoastră. Nu știu cum a fost la dumneavoastră, dar la noi la Suceava, mai ales când am fost în lockdown, a fost extraordinar. Toți oamenii. Și mai ales că ni se arătau imaginele alea sumbre din oraș. Că nu circula nicio mașină, nu era, oare ce-o fi? Aveam mașini bune, 2011, 2015, 2013, toate parcate, eram restricționați și toți am început să ne stresăm, oare ce să facem? Și veneau oamenii și ne întrebau, mi-aduc aminte, eram la bancă la un moment dat, stăteam la rând, un metru jumătate distanță între noi și o femeie disperată vine și mă întreabă, omule, oare ce-o fi cu lumea asta? Am nu știu câte nopți de când nu mai dorm. Nu mai știu ce-o fi cu lumea asta. M-am uitat la ea și am zis așa. Doamne, să știți că toate lucrurile sunt sub, sub controlul lui Dumnezeu. Și am întrebat, tu chiar crezi asta? Și am zis că da. Dar uite câți oameni mor în jur, îmi spunea ea. Și a spus, ascultați-mă, Dumnezeu o scris fiecăruia în parte cât avem de trăit. Că e pandemie sau nu e pandemie, nu trăiești nici cu o secundă mai mulți, nici cu o secundă mai puțin. Și am spune, omule, parcă m-am înviorat un pic. Sper să dorm la noapte. Cam nu știu câte nopți că nu mai dorm. Când mă tot uit la știri, am avut om care a ajuns la spital la un moment dat că nu mai avea aer. Și când au mers la medici, și omule, ce s-a întâmplat cu tine? M-am uitat la știri, dintr-o dată am început să nu mai pot să respir. Și -a ascultat ce au spus doctorii. N-ai nimic, ești sănătos. Și întreabă primarul chiar, că era primar. Chiar ești sănătos? Și a spus, da. O mers acasă și în ziua de Oamenii au ajuns disperați și biserica trebuie să fie o oază de speranță. Oameni buni, biserica trebuie să fie o speranță pentru cei din jur. Noi nu trebuie să fim fricoși ca și ceilalți, pentru că dincolo de ceea ce se vede, oamenii dacă văd doar ce se întâmplă așa parțial, și întrebăm de unde vine pandemie, ce-o fi, cât o fi, vreau să vă spun ceva, dincolo de ceea ce nu se vede, este un Dumnezeu care deține controlul, lăudați să fie în numele Lui. Să credem în asta. Și acum haideți să vedem când își pierde o biserică mărturia. Știți când? În primul rând, o biserică își pierde mărturia atunci când accentul cade pe aparențe și nu pe o relație consistentă cu Dumnezeu. Și ascultați, mulți oameni încearcă să dea bine în fața oamenilor. Și la slujbele de la biserică și că tot să arate bine la, în fața oamenilor. Uitați-vă ce spune în textul pe care l-am citit, în versetul 1. Îngerul bisericii din Sar scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești. Toți știu că trăiești, dar tu ești mort. Știți cum aș explica versetul ăsta? Dacă aș aduce în seara asta aici un om mort și v vă spune așa, uitați-vă la el, parcă e viu. Uitați-l ce bine arată, parcă e viu ar avea vreun Nu! Că vorbele mele n-ar ajuta nimic! Că omul tot mort! Sau m-ar crede cineva? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră v-ar place să vă meargă vorba, să vă meargă vestea, sau să vă meargă numele că aveți o mașină? Dar să nu aveți! Să mergeți cu bicicleta la biserică! Sau să vă meargă vestea că aveți o casă. Și să nu aveți. Să vă meargă vestea că sunteți bogați. Dar să nu aveți măcar bani de pâine. Cu ce vă ajut? N-ați observat că unii oameni sunt foarte atenți la aparențe? Sunt foarte atenți la lucrurile astea care se văd. De aia se cheltuie bani incredibili pe haine, cei mai mulți oameni când își construiesc case, știi ce fac? El ar trebui să se mute în casă de demult. Dar prima dată, după ce o terminat, își face fațada. Știți cum? La gata. Nu o lasă în adeziv. Nu, nu, nu. Să arată oamenii că, ăsta și-o termina casa imediat. În interior, e la becea. Dar să arate bine prin afară. N-ați observat că cheltuim până la ultimii bănuți ca să arate în mesele noastre îmbelșugate și să putem să facem fotografii să trimitem și la alții? N-ați observat când îi căsătorie să cheltuie bani pentru haine? Extraordinar de mulți. Pentru că suntem atenți la cum arătăm. Și nu e rău asta. Dar când mergem la extremă, și de ce să nu mergem mai departe? Foarte mulți dintre noi suntem așa în biserică, atenți la aparențe. Păi, e marți biserică, da, să vin la biserică. E joie biserică, vin la biserică. Să știi, frață că eu sunt acolo. Numai că relația noastră cu Dumnezeu uneori slăbește. Și ce ne ajută că aparențele noastre arătăm bine, dar relația noastră din interior cu Dumnezeu îi subredă. Dacă ar fi în seara asta să desenăm un tablou, dacă aș fi să desenez în seara asta un tablou eu după ceea ce văd la Biserica Muntele Sionului, aș desena un tablou ceva de genul. O biserică frumoasă, nou renovată, clape de pian, cor în stânga, instrumente, oameni bine pregătiți, aranjați. Așa arăta tabloul meu. Ordine, disciplină. Dacă ar desena Dumnezeu un tablou. Asta e tabloul meu pe care l-am desenat după ceea ce văd. Dar dacă ar desena Dumnezeu un tablou după ceea ce știe despre noi, hai să vedem cum ar arăta. Vă spun eu. La unii dintre dumneavoastră, poate lângă dumneavoastră, ar fi un, o pungă cu bani. Că ați venit la biserică și numai acolo e gândul. Alții ar fi desenați bârfind și multe alte lucruri de genul ăsta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu așa desenează. După ce știe și după ce se vede. Noi cu ochii noștri, ca și oameni, ne cumpărăm de multe ori sfințenia noastră cu ceea ce vedem lângă noi. Eu? Sunt mai bun ca altul. Păi nu l-ai văzut pe el Nu știi ce neam să trage. Nu știi cum face. Asta spunem noi. Și credem că suntem mai buni. Dar să știți că Dumnezeu cântărește drept și vede tot ceea ce e ascuns. să știe totul despre noi. Și în seara asta s-ar putea unora dintre noi să spuneți, merge vestea că tu ești un om calm. Dar nu e așa. Te știe soția și copiii. Îți merge vestea că tu ești un om care dăruiești. Dar nu e așa. Că tu ai strâns bani acasă, dar niciodată n-ai dat la un sărac ceva. Îți merge vestea că ești un om care iubești pe semenul tău. Dar niciodată nu te-ai rugat pentru el. N-ai făcut ceva. Știți că Dumnezeu vede dincolo de ceea ce vedem noi. aduceți vă aminte din Sfânta Scriptură de nevasta lui Eroboam. Femeia asta, la un moment dat, merge la proroc. Și în momentul când merge la proroc, dacă ar fi fost așa cu ochii ochi omenești, probabil că era un exemplu pentru mulți. La modul cum s-a îmbrăcat, la modul în care o s-a raportat și o mers acolo. Și ascultați, Dumnezeu care are ochii deschiși și vede lucrurile ascunse, a spus în felul următor. De ce ai venit să te dai drept alta? Ai crezut că cu aparențele astea, cu hainele tale, cu ceea ce ai, ai crezut că tu poți să mă pe mine sau poți să îmi arăți cine ești? Nu. Am lucruri astea să-ți vorbesc. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu vede dincolo de aparențe în momentul când Samuel era pregătit cu cornul, cu un de lemn, să ungă un împărat. Și după aparențele lui, după ceea ce vedea el, S-a uitat la Eliab. Asta arăta bine că era soldat. Avea mușchi. Era pregătit. Cine știe cât, cât exerciții, câte exerciții a făcut. Și la un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Samuel așa. Nu te grăbi. Arată bine, da. Astea sunt aparențe. Dar dincolo de ce vezi tu pe el al nepădat? Și prin fața lui Samuel au trecut și alții și alții. Probabil că ăsta e, probabil că ăsta e. Și la un moment dat au ajuns Samuel să întrebe, mai ai fiu? Da, mai am unul, dar ăsta e plecat la voi. Nu, adă l încă. ajunge David acolo. N-arăta că el, -a, Ca și aparență. Poate n-arăta că el. Dar avea o inimă după voia lui Dumnezeu. Și zice? Că Dumnezeu vede mult mai departe decât vedem noi. În primul rând, ne pierdem mărturia în momentul când accentul se pune pe aparență și nu pe o relație cu Dumnezeu. În al doilea rând, se pierde mărturia unei biserici în momentul când accentul se pune pe activitate și nu pe trăire. Ați văzut că foarte mulți oameni spun așa, aduceți pe toți, domnule, să slujească. Domnule, dar ar trebui să schimbi. Uite, am auzit că omul ăsta nu vorbi cum trebuie. Uite, tânărul ăsta nu se comporta cum trebuie. La școală, la facultate. Nu e nicio problemă. L-ai văzut cum cântă la instrument? Voi n-ați observat că sunt unii oameni în momentul când pun mâna pe pian, te hipnotizează, te sperie ce poate face din el. Dar ce rost are că omul ăsta îi grozav la pian și nu are o relație cu Dumnezeu. Știi că ăla e un exemplu pentru alții la un moment dat, și modul lui de trăire, influențează și pe alții. Ce rost are că suntem oameni care ă, suntem atenți la ceea ce facem și nu suntem atenți la ceea ce suntem. Pentru că de cele mai multe ori, noi influențăm prin faptele noastre, nu prin vorbile noastre. Unii oameni se laudă cu ce-au făcut în tinerețea lor, ați observat foarte mult. Păi când eram eu tânăr. Da. și foarte bine. Dar în momentul de față, unde suntem? În momentul de față, ceea ce, ce suntem noi? Ce facem noi? Pentru că e foarte important cum sunt faptele noastre. În Apocalipsa capitolul 3, versetul 2, vechează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de săvârșit înaintea lui Dumnezeului meu. Nici faptele nu erau bune. Și vreau să vă spun ceva, faptele noastre strigă mai tare decât vorbele. Ce rost aș avea în momentul ăsta, în seara asta, să vin la dumneavoastră aici și să vă spun, oameni buni, să vă spun ceva, eu sunt blond. asta e vorba. Și dumneavoastră spune bă omule, tu te-ai uitat în oglindă, tu ești brunet. Zile trecute între înscrierea cineva un mesaj și a așa, frate Steli, că te-am văzut împreună cu frații tăi romi, undeva la oțelul roșu ai slujit. Considera că sunt rom. Mi-aduc aminte că vreo trei ani în urmă, când am venit la dumneavoastră, la Deva, la biserică, la un moment dat, unul din oamenii de aici ne saluta așa, pe toți. Și cineva din biserică de aici l-a întrebat, dar de unde -i? îi cunoști tu, frații, saluți? Da, tu ai doi de la Tofle. Ce rost ar avea să vă spun eu că eu sunt blond dacă eu sunt brunet? Așa suntem unii dintre noi. Noi suntem oameni corecți, suntem oameni... Și spun toți vecinii, spune, tu corect? Dar cum poți să spui că e corect? Păi dacă vrei să spui că ești corect, o începe să-mi dai banii pentru care am muncit. Care bani, mă? Ți arăt eu pe aia care am muncit. Degeaba îi spui la copilul tău, mă, să iei ze în teză. Dacă tu Dintre a cincea până la opt ai fugit la ori în continuu. Faptele noastre vorbesc mai tare decât vorbele. Să știți că oamenii din jur nu se uită la ceea ce spunem noi despre Dumnezeu de fiecare dată. Știți că unor oameni nu le trebuie să le spun niciun cuvânt. E de ajuns să trăiești. Nu trebuie să le spun niciun cuvânt. E de ajuns să trăiești după voia lui Dumnezeu. În momentul de față, împreună cu asociația, construim undeva în județul Botoșani una din casele pe care le construim e la o familie din județul Botoșani, ortodoxă. Când am mers împreună cu colegii mei, prima dată, pe toți pereții erau icoane. Dar nu ne-am spus nimic. Am luat un interviu, după ce am terminat interviul, am spus că am vrea să facem o rugăciune, să ne rugăm. Toți copilașii împreună cu mama s-au întors spre acele icoane și au început să se roage. Nu ne-am rugat normal. A doua oară când am mers, dar nu ne-am spus nimic. A doua oară când am mers, noi nu ieșim din casa oamenilor de orice religie ar fi fără să ne rugăm. A doua oară când am mers, am văzut că femeia asta nu s-a mai întors, nici ea, nici copiii la iconițele alea. Au stat normal ca și noi și s-au rugat. O trecut ceva vreme, între timp casa s-a construit. Lucrăm la interior în momentul de față. într din zile am fost la femeia asta. Repet, nu i-am spus niciodată nimic. Pentru că noi unii oameni așa ne-au obișnuit. Dacă îi dai o plasă cu alimente, băi nu te pocăiești. Hai să facem treaba noastră, că Dumnezeu își face treaba Lui. Prin viața noastră, imediat oamenii își dau seama ce au de făcut. Când a mers la un moment dat la ea, a început să plângă și mi-a spus așa, frate Stelica, nu știu ce se întâmplă. De când ați intrat în casa noastră, ceva s-a schimbat. În momentul când veniți în casa noastră și stați de vorbă cu noi, după ce mergeți, am liniște și pace două săptămâni de zile. N-am treabă cu nimeni. N-am scandal în casă. Toți copiii sunt în regulă. Totul e în regulă. După aceea, din nou, am probleme. Dar am observat așa în momentul când stăm de vorbă, când intrați în casa noastră, am observat așa că parcă Dumnezeu vă însoțește cu pace, cu liniște, parcă suntem altfel. Și am zis, mă bucur de lucrul ăsta. Într-una din zile mi-a spus, domnul Stelică, eu vreau să merg la biserica dumneavoastră. Dar ce m-a apucat? Și spune așa, simt că eu trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, eu trebuie să schimb ceva. Dar cum v-ați dat seama? Am observat că voi, cei care ați lucrat la casă, și meseriașă care au lucrat, că am lucrat cu frați Unul unui păstor, altui diacon, și cei care au lucrat la casă, și dumneavoastră sunteți diferiți din noi. Și aș vrea și eu să fiu ca voi. Îmi trimite un selfie împreună cu fetițile ei de la biserică. Și apoi îmi scriu un mesaj. Vreau să vin și la biserica din care faceți dumneavoastră parte. Și am ajuns la o concluzie că eu trebuie să închei un legământ cu Dumnezeu. Că asta e singura mea soluție. Vă întreb, ce am zis? N-am zis nimic. Dar ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Oamenii au văzut în noi ceva diferit. Ce văd vecinii tăi la tine? Ce văd cei din Piscara Blocului? Ce aud? Auzi scandal? Te aude cum țipi? Aude cum tântesc copiii ușa că sunt nervoși? Ce aud? Faptele noastre vorbesc mai tare decât vorbele. În al treilea rând, biserica își pierde mărturia. În momentul când accentul cade pe viața de aici și nu pe viața de dincolo. Și când o biserică trăiește în modul ăsta, când o biserică -accent, când accentuează o uh, viața asta și să atenți la ceea ce trăiește pe pământul ăsta și nu se mai gândesc la cer, în momentul ăla, biserica își pierde scopul, își pierde mărturia. Oamenii văd. Ne-au obișnuit foarte mulți dintre noi să fim bogați aici și sărați dincolo. Să nu mai face nimic pentru cer. Tot e pentru noi. Mașina e pentru noi. Dacă te cheamă cineva să mergi în misiune, ferească Dumnezeu. Păi acum am luat-o. Nici n-am terminat de plătit ratele aia. Cum sunt drumurile? O, o sută și mie de întrebări ca să vedem dacă putem să mergem undeva la 30-50 de km undeva să facem ceva. Încercăm să avem haine de firmă aici, haine bune aici, dar fără haine albă dincolo. Încercăm să fim aici scriși în registrul bisericii și Doamne ferește să nu fii scris în, în registrul bisericii, dar nu ne interesează dacă numele nostru e scris în cartea vieții. Cel mai mare pericol al bisericilor noastre de astăzi, că căutăm de multe ori, altceva. Avem mașini bune și vrem altceva. Avem tot ce ne trebuie pe masă. Și ați observat câte pretenții facem. Pentru că suntem toți conectați pe viața de aici și nu ne interesează ce se întâmplă mai departe. Foarte mulți dintre noi suntem atenți la ceea ce urmează pe pământul ăsta. Și suntem atât de egoiști. Ați văzut că mulți dintre noi lipsim de la casa lui Dumnezeu și punem grese și paianță. Și când întrebăm, omule, de ce nu ai venit la biserică? am prins o lucrare extraordinar. Ce lucrare am prins acum? Extraordinar ce bani să facă. E sezonul, frate. E nevoie să, să turnăm o temelie la o, o casă de oameni necăjiți. pe acum? Lasă și tu pe noiembrie, pe de, de, când o fi încolo. Dar acum? Nu da, acum acum. Acum trebuie să facem pentru noi. Alergăm unul după, unii după ceilalți. Să facem extra pentru noi. Și devenim invidioși dacă alții au mai mult decât noi. Spunea și alte biserici, socrul meu lucrează la Optimedia. Și într-una din zile o mers să montez undeva, nu vă spun localitatea, o mers să montez o ușă foarte scumpă. Foarte scumpă. O coborât ușa, când să montez ușa acolo, vine proprietarul și întreabă așa. Înainte de a monta ușa asta, vreau să întreb, ai mai montat vreo ușă ca asta? S-a uitat socul meu și a de când lucrez eu la Optimedia, n-am mai montat așa ceva. Nu, bun, ia și montează. Dacă n-ai mai montat, ia și montează. O montat să o cum ușa. La un moment dat, după ce a terminat de montat ușa, asta o mers acasă, o durat aproximativ 2 ani de zile. După 2 ani de zile, o venit aceleași, același om și spune, mi-am comandat o altă ușă. Mi-am comandat o altă ușă și te rog să vii să o montez. O ajuns să o cu a doua ușă acolo. Și spune așa, ușa asta care e montat acum 2 ani, o muți la garaj, o da mult pe ea. Și asta care aduce acum, o e monta ai montat -o aici. Și întreabă să vă dar de ce face asta? Că văd că e ca și nouă. Mai este unul în sat care are ușca asta. Și eu nu suport asta. De aia te-am întrebat când ai montat prima ușă dacă mai este cineva care are ca asta și acum dacă cineva și-a pus mut-o la garaj. Știi de ce? Că am pus accentul pe lucrurile de aici. Și nu mai avem timp pentru alții. Asta e tocmai marea problemă. Asta e mare problemă. Într-una din zile eram prin centrul Sucevei. Mergeam împreună cu un prieten de-a meu de la Arad, ne-am dus să vizităm și noi centrul Sucevei. Nu facem lucrul ăsta des, că nu avem timp. Eram împreună cu soția, de la un moment dat a început să mă strig cineva. Hei omule, te cunosc după frezură, îmi spune. Tu ești de la care faci bine, de la miros de cer. M-am uitat, prima dată am vrut să-l ignor, dar era multă lume și mai ales când m-a cunoscut atât de bine, am zis cu ce te pot ajuta? M-a apropiat de el. Mi-a făcut un pic de timp. Am lăsat soția să mă aștepte. Și o spune așa. Mă trag într-o familie cu nouă copii. Toți sunt credincioși. Îți și cântăreți. Și nu vă spun cine ești, că îi cunoașteți. Îți și cântăreți toți. Eu singurul care m-am depărtat de Dumnezeu. Am fost în Anglia. M-au prins la furat. Am făcut pușcărie. Soția mea a venit în Anglia să lucreze ca să întrețină copiii. Am întors acasă, m-am dus la biserică, m-am hotărât. Am mers o perioadă la biserică și într-una din zile spunea el la o slujbă de botez, cineva culmea. Cineva s-a pierdut un portofel cu 2000 de lei. Și bineînțeles că tot satul mă știa că eu eram hoțul satului, pe cine-ți dea vina? Și-o dat vina fix pe mine. Eu în momentul ăla când am văzut că dă vina pe mine, a spus, băi, eu m-am pocăit, m-am hotărât la biserică, așa ceva nu fac. Tot m provocat, m-au provocat provoca, până când ăla care m-a învinuit l-am bătut. Și de atunci eu nu mai pot să merg la biserică deloc. Am încercat tot să merg, nu mai pot să merg la biserică. Și îmi spune mie, ăsta sunt eu. Și am întrebat, și care e nevoia ta? Omule, eu am nevoie și de Dumnezeu, dar am și copii la care trebuie pampers. Și n-am niciun pampers. i imaginați eu sunt soț, eu sunt bărbat, soția mea e în Anglia. N-am nici bani de pampers, nici de mâncare. N-ai vrea să mă ajuți cu asta. Pentru că te știu că faci bine la oameni. M-am uitat acolo, o dată în era un profi non-stop. M-am dus cu el la profi. Și înainte de a intra în profi, i am uite, eu îți cumpăr pampers. Și ceea ce mai ai nevoie pentru familia ta. Dar tu îmi faci o promisiune. Ce promisiune? Îmi faci promisiune că la următoarea slujbă de biserică. Aici, în Suceava, unde ești acum? Tu mergi la biserică? Și am spune, bă, omule, dar cere ceva mai ușor. Dar tocmai asta e cel mai ușor, să mergi la biserică, să mergi la Dumnezeu. Nu tu ai spus că ai nevoie de Dumnezeu. Zic, te promit că mergi la biserică. Bineînțeles, să ținut de cuvânt, m-a și sunat la biserică. Dar m-am dus în profi, am luat tot ce trebuie. Am stat de vorbă cu el, la un moment dat îmi spune așa, n-ai vrea să ne dăm un pic mai departe? Acum imaginați-vă să ai în față unul care fură, care a stat în pușcărie, noaptea, undeva la ora 11 și ceva, să mă întrebi, nu vrei să mergi mai departe? La ce te gândești? M-am uitat la prietenul ăla meu, am zis, bă, mergem sau nu? Mergem mai departe. Am mers mai departe și am să spune cu ce te ajut. Te văd omul lui Dumnezeu. Primul ți-am străgat și nici nu s-a întors la mine. Stau seara asta, a stat nu știu cât aici, ca să cer niște bani de Pampers. Dar nu mă băga nimeni în seamă. Tu te-ai apropiat de mine seara asta. Și dacă tot te-ai apropiat să-mi cumperi niște Pampers la copii, n-ai vrea să faci rugăciune pentru mine? Na, centrul sucede. Toți se plimbau. M-am uitat în stânga și în dreapta. Spă da, facem o rugăciune. Pentru ce să mă rog? Eu știu, spunea el, că trebuie să mă pocăiesc. Eu știu, că altă soluție n-am. Toată familia mea, părinții mei sunt credincioși, toți îmi spun să mă pocăiesc. Eu trebuie să mă corectez. Eu știu lucrul ăsta. Dar roagă că încă mai sunt dependent de țigară. Am încercat să mă las, iar am început, iar am încercat să mă las. Încă sunt dependent de țigară. M-am pus și m-am rugat pentru el. Nu vă imaginați cum plângea omul ăsta? Pentru că am înălțat o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Știți ce liniștit m-am dus acasă? Când mi-am făcut timp din toată plimbarea mea, mi-am făcut timp pentru cineva. a spus, n-am pus accentul numai pentru mine, să mă relaxez eu. Am făcut un bine pentru cineva. Într-una din zile m-a sunat o femeie la un moment dat și îmi spune așa, domnul Stelică, vă rog să veniți până la mine, era târziu. Vă rog să veniți până la mine, n-am nimic ce să pun pe masă la copii. M-am uitat la ceas, era după ora 11. Am zis că am și eu familie și să acasă, târziu. Deci o să vin mâine. A doua zi am ajuns undeva în jurul orei 14 pe la femeia asta. Și am întrebat ce fac copiii tăi. Și mi-a zis, copiii mei, i-am pus să doarmă. De ce? I-am pus să doarmă pe copiii ăștia pentru că n-am mai suportat ca și mamă să ceare de mâncare și eu să n-am ce. N-am mai putut să suport lucrul ăsta. Și am pus să doarmă. le am dus de mâncare. Și am pus o întrebare la mama asta. Cât a fost ultima dată când v-ați culcat flămândă? Și mi-a zis, aseară. Când v-am sunat, n-aveam nimic de mâncare. De-aia v-am sunat. Aseară m-am culcat flămândă și eu și copilașul meu. Și până în momentul de față am așteptat. Așa rău și nimeni nu a fost diminecă cu toate că spun că facem bine și alergăm să facem bine. Nu ne-am făcut timp să ajungem acolo unde trebuie la vremea potrivită. Că suntem accentuați și concentrați pentru noi. Suntem gata să facem doar pentru noi și alții mor de foame lângă noi, alții au nevoie de Dumnezeu, alții au nevoie de o vorbă bună. Sunt oameni care nu trebuie să le duci niciun ban. Sunt oameni cărora nu trebuie să le dai nimic. Sunt oameni care, la care trebuie să le spui atât. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu e cu tine. Nu te mai tulbura, Dumnezeu deține ține controlul. Și dacă îți faci timp să spui asta, s-ar putea ca ai câștigat un suflet. Să deci știți că sunt atâția oameni care au nevoie de noi, Dumnezeu are nevoie de mâinile noastre uneori să se folosească, ca să ajutăm pe ceilalți în nevoie. La un moment dat, spunea o femeie, am mers zilele trecute și o spunea, când a început școala, a venit băiatul meu răzvan și a spus, mama, am văzut pe copii că mănânc înghețată și aș vrea și eu să mănânc o înghețată. Și a spus, eu spus, mama, măi băiat, tu știi că am cumpărat rechizite și gheozdan și toate astea și eu n-am de unde să-ți dau ții bani înghețate. mamă, dar îți cer atât de mult o înghețată, îți cer. Știi că și frățiorii tăi vor, dar n-am de unde. Și spunea mama asta plângând, asculta ce spunea. O pleca băiatul meu la școală și se a la școală cu o înghețată în mână. Eu spus, mama, am găsit o înghețată pe jos. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră mergeți de atâta timp. Ce ați găsit pe jos? Vă spun eu, nasturi? Ce ați găsit? Hârtii? De câte ori ați găsit-o înghețată, dar să nu fie topită? De câte ori? Eu prin faptul ăsta văd o lui Dumnezeu. Și mama asta plângea. Și spunea în următor. Știi ce m-am dus și m-am pus pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu că al meu copil o găsit-o înghețată și nu a fost nevoit să o fure sau să o ceară de la cineva. Dumnezeu a purtat de grijă pentru asta. Oameni buni, alții, au nevoie de o înghețată și noi avem tot ce ne trebuie. Dar nu ne facem timp, nu ne mai interesează. Am fost alalt, toată săptămâna trecută am fost pe teren, de dimineață până seara târziu, am fost pe teren ca să ducem cadouri, să ducem alimente la oameni, pentru că e pe luna asta și tot trimit. Și am ajuns la o fetiță mică, ortodoxă, și spune, și la tine vin sărbătorile, întreb da, cum ți-ai dat seama că sărbătorile? Am pus în casă brad, spunea ea. Și numai că sub brad n-am avut cadou. O pus tata numai bateriile. Dar dacă care e cadou care l-ai primit tu zilele astea? Ai primit cadou? Eu zic că da. Ce cadou? Mi-a făcut mama cartofi fierți. Ăla era cadou ei. Mă adresez la o altă copilă. Ce cadou ai primit de la părinții tăi? Și mi-a spus, dar eu n-am părinți. Mi-au murit ambii părinți. Și știți ce mi-am dat seama? Că roată roat împrejurul nostru sunt oameni care au nevoie de noi ca să fim mâinile lui Dumnezeu. Dar noi suntem concentrați pe noi. Să spunem, bă, să facă alții. Studiem fiecare caz în parte. Numai ca să nu facem. Numai ca să nu facem. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Noi ca și biserică, noi trebuie să fim o mână întinsă, noi trebuie să fim o speranță pentru cei care au nevoie de noi. Pentru că degeaba spunem noi că suntem o biserică care îl iubim pe Dumnezeu și nu facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Și ce ne cere Dumnezeu să mai mergem în casa vădului și a orfanului, ne cere Dumnezeu să mai mergem pe la cei bolnavi, să mai avem un cuvânt de încurajare, să mai spunem ceva despre Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu. Oare ne facem timp să spunem lucrurile astea? Oare ne facem timp să mai facem pentru Dumnezeu și nu numai pentru noi? Să ne ajute Dumnezeu la lucrul ăsta. Pentru că la asta suntem chemați. Trebuie să facem slujba la care ne-a chemat Dumnezeu cu atenție, să fim atenți la tot ceea ce facem. Și dacă o biserică își pierde și-a pierdut mărturie, oare care e remediu? Că probabil pe toți interesează lucrul ăsta. Știți care remediu? Primul remediu și foarte important e să-L chemăm pe Dumnezeu care învie morții. Nu au fost oameni morți cu care se întâlnească cu Iisus, și spune, așa rămâne. Nu. S-a întâmplat o minune. Biserica, dacă și o pierdut din mărturie, dacă biserica se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă o schimbare. Să zic, Doamne, transformă în seara asta și la muntele Sionului. Doamne, poți să mai schimbi, poți să lucrezi într-un mod deosebit, poți să schimbi in inima oamenilor care sunt lacomi, care vor să facă numai pentru ei, care nu mai vor să mai trimit nimic în cer. Poți să faci. În așa mod încât oamenii ăștia să se schimbe. Să deci știți că Dumnezeu schimbă oamenii ăia care nici nu te aștepți. Mă uitam la un moment dat în Sfânta Scriptură la un verset care spune așa, eu mă duc ca să vă pregătesc ce? Un loc. După cuvântul loc, știți ce? -i? Punct. De ce? Pentru că Dumnezeu nu o să ne pregătește locul. Ce construim pe locul ăsta, pe locul ăla, e treaba noastră. Și acum am o întrebare. Oamenii care spunem că noi mergem spre cer, și noi vrem să ajungem, să stăm la masă cu Domnul. Vă întreb dumneavoastră ce ați construit în cer? Sau unii dintre dumneavoastră poate ați rămas doar cu locul. Ați ajuns pe cartemelia, acoperișul? Dar vreau să vă întreb ceva. Când se construiește? În lumea asta, când se construiește? Vă spun eu că am lucrat mulți ani în construcție. Din martie, mart, april, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, merge și în noiembrie cu izolația dar aproape niciodată n-am văzut să fie cea mai mare are a construcțiilor în decembrie. Ei știți că din punct de vedere spiritual, cei mai mulți construiesc pentru cer în decembrie? În decembrie se duc portocale, în decembrie mandarini, în decembrie alimente și primim zeci de telefonii. Dați-ne niște familii să faceți și noi bine. Dați-ne niște familii să faceți în decembrie. E bine, nu că e greșit. Dar de ce doar atunci? De ce să-ți întrebi copiii, unde-s frații care ne aduceau portocale atunci când era frig afară, când era uh, sărbătoarea nașterii Domnului, unde sunt oamenii ăia? Păi ăia construiesc doar în decembrie. Doar în decembrie. Eu am vrut să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu uitați, oameni buni, ca o biserică să nu-și piardă mărturia, trebuie să punem accent într-un mod deosebit pe relația cu Dumnezeu. Apoi trebuie să punem accent pe trăirea noastră. Și în ultimul rând, trebuie să punem accent pe viața de dincolo, nu pe viața asta. Și dacă am o dorință înaintea lui Dumnezeu, e aceasta. Așa să mă ajute pe mine Dumnezeu? Și așa să vă ajute pe dumneavoastră Dumnezeu. Amin.